Ne aflăm în cimitirul Adâncata, județul Suceava, și aici am întâlnit ceea ce am găsit în scrieri vechi, așa zisele mese ale uriașilor, care erau dintr-o lespede mare de piatră puse pe un alt suport, de asemenea zidit din piatră. Nu știm ce este cu această masă, cu această lespede și nici cine a făcut-o, dar este copia acelor mese foarte vechi pe care în unele biserici vechi dumneavoastră încă poate le-ați mai văzut. Și m-a bucurat această amintire. Deci, practic, aici se servea ceva de mâncare, cei care veneau ca să se regăsească la mormântul unuia drag care l-a pierdut din familie și, de asemenea, bănci lângă. Un alt specific care îl văd doar aici la Adâncata, multe mese. Multe mese și sunt totuși câteva din piatră. Nu este aceea singură. Aici este iarăși o masă din lespede de piatră și cu bănci. Sunt foarte multe mese, foarte multe bănci. Într-adevăr, încă mai funcționează și superstiția de a transfera mâncare pentru sufletul morților, pe care nu o comentez, dar ceea ce mă încântă sunt multe băncuțe și mese în tot cimitirul, că nu am văzut niciun cimitir, deși am fost la mormântări în mai multe locuri din județ, datorită implicațiilor spirituale. Aceasta este din nou o lespede care nu știu dacă a fost tăiată în vreo carieră, cum a fost prima. În schimb, are o grosime mult mai mare ca cealaltă și de asemenea este pe o suprafață destul de mare. La o masă de asta pot sta 2, 4, 6 oameni, mai grămădiți chiar 8. Ea este așezată pe un trunchi din lemn, bine pus. Cimitirul este împodobit cu acești tei care vara dau un miros deosebit. Acesta este cimitirul vechi din Adâncata, în cel nou nu am fost. Probabil încă funcționează, sau cel puțin au loc unele lucrări la morminte. În fața cimitirului există o alee și, așa cum am spus, aproape fiecare mormânt își are mese și băncuțe pentru odihnă. Vă mulțumesc! Chiar vă rog să dați distribuire și să vă înscrieți la canalul meu de YouTube. Sunt Vasile Chindri și vă spun la revedere, pe curând!